dragii mei, eu sunt Violet și bine ați venit la un nou videoclip. Este partea a șasea, dacă nu mă înșel, da, din serialul nostru cu trei bluzițe de vară sau de plajă în 7 zile. Și astăzi vreau să vă spun și să mă laud că am terminat prima bluză, cea tip corset, dar o să vă arăt în ultimul videoclip, deja o să vă arăt gata, pentru că eu acum am spălat-o, este la uscat, am încălcat-o totul, deci este pregătită pentru a fi arătată. Numai că în videoclipul de astăzi eu o să vă arăt progresele mele la bluzița albă și la cea albastră, pe care bineînțeles că ați văzut-o deja pe Facebook, că lucrez la volan acolo. Până una alta, hai să vă arăt ce am decis cu bluza asta. Vă spuneam în videoclipul trecut că mie îmi place să consum toate firele și eu practic tot ce a rămas din firul ăsta de in, am făcut, oricum vroiam să fac asta, am lucrat aici două rânduri, da, cu piciorușe simple, aici la gât, bineînțeles că am cusut frumos aici la bretele. De asemenea, am lucrat un rând sau două, nu, aici am făcut trei, aici am făcut doar două, de jur împrejur, da? Pur și simplu, și vedeți că aici am prins în așa fel, la subbraț, încât să iasă puțin pe rotund. Cum faceți asta? În momentul în care ajungeți aici în colțuri, nu lucrați un ochi, ci cumva prindeți, da? Vedeți porțiunea asta de asta, da? Le legați în felul acesta ca să iasă puțin rotunjit, da? În schimb, aici, la mijloc, în V, da? Ca să vă iasă V-ul cât de cât mai pronunțat, întotdeauna când lucrați în colțuri, săriți un ochi, da? Când lucrați un rând, lucrați penultimul, cum ar veni, iar ultimul ăsta din mijloc nu-l lucrați, ci vedeți, se sare, uite, o să dau mai aproape, ca să fie mai vizibil. Vedeți? Aici am sărit și am prins nu de mijloc, ci de următorul ochi, da? În stânga. Ca să iasă așa mai împătrat, ca să zic așa, și la spate la fel. Și aici la fel, da? Între bretea și partea din față. Pe lateral, până la urmă am luat decizia să le cos, pur și simplu. Am vrut inițial să fac câteva rânduri simple pe lateral, dar m-am gândit că oricum evantaiele astea mi se așează foarte frumos dacă le cos pur și simplu, și aici apare pe lateral ca și cum ar fi un întreg, da? O pereche din asta întreagă, și pur și simplu l-am cosut foarte frumos pe lateral. În partea de jos, la fel, am lucrat un singur rând, trebuia să lucrez două, mai aveam fir, dar mi-a fost frică că nu mi-ajunge pentru un rând întreg și am lucrat doar un rând. Acum vine partea cea mai interesantă, ca să spun așa, și mai exact, eu aici, puteți să-l întorc pe față, vă spuneam că vreau să-i pun franjuri, da? Și uitați, am făcut deja câteva franjuri și vreau să văd câte mai trebuie, pe care eu o să le prind, uite aici. Încă nu știu la ce distanță și cum, dar o să vedeți în videoclipul de mâine. Eu o să le prind așa și după aia, știți, vreau să le tai tot așa în V cumva, aceste franjuri. Și acum stau, mă tot gândesc dacă să-i pun franjuri și în partea de jos. Eu îmi doream această bluziță să o port la pantaloni scurți, dar în același timp să fie puțin așa boho, ca să zic așa, da? Și să aibă franjuri și în partea de jos. Dar momentan m-am decis în felul următor. O să-i pun franjurii sus, văd cum se așează pe total și de probă îi pun câțiva jos să vedem dacă îmi place. Dacă nu, în partea de jos o las așa. Da? Vedem cum mă hotăresc. Acum, pentru acești franjuri, eu am folosit, uitați, fire coton perle, astea mici, de bumbac, iar cum am lucrat, am găsit o variantă foarte simplă de făcut franjuri și am filmat în timp ce făceam. Vă inserez acum videoclipul.
fi cu bluzița mea de in, să știți că eu am călcat-o. Am călcat-o puțin ca să vă arăt acum și pot să vă spun așa că s-a întins. S-a întins o lungime. Pe mine nu mă afectează în niciun fel lucrul acesta, fiind vorba de o bluziță de plajă, dar în cazul în care o să vreți vreodată să lucrați cu in, să știți că se întinde și eu mă gândesc că eu l-am călcat cu aburi chiar, ca să văd exact cum se manifestă el la apă, da? Momentul în care interacționează cu apa. Și s-a lungit cam, să zic, mie mi se pare cam cu 5 cm. Greșeala mea a fost că eu nu l-am măsurat înainte ca să văd cât de lung era, ci pur și simplu l-am probat pe mine. Și eu acum, probându-l din nou pe mine, după ce l-am cusut și l-am călcat și l-am aburit, mi se pare totuși cam 5 cm s-a întins, da? Mă rog, nu este atât de grav în cazul acesta dacă lucrați o bluză mai de ocazie sau, nu știu, vreți să fie ceva mai de o anumită lungime, să știți că inul se lungește la spălat. De lărgit nu mi se pare că s-a lărgit, dar de lungit cu siguranță, da? Și cam asta e tot cu bluza mea. Eu acum încerc să testez, să văd cum fac cu franjurii ăștia. Încă un lucru vreau să vă spun în cazul franjurilor, să nu vă speriați când vă ies așa, că ei niciodată nu ies jos egal, da? Toate aceste denivelări, ca să zic așa, toată lungimea se corectează în momentul în care franjurii sunt prinși pe lucru, da? În momentul în care deja îi aveți agățați, spălați bluza ca ei să se întindă, da, acești franjuri, să se întindă bine, o uscați pe un umeraș, eventual, adică mă refer aici la hainele cu franjuri, da? Le uscați pe umeraș, le pieptănați bine și abia după aia, cu foarfeca, corectați toată lungimea franjurilor și egalați, da? Toate aceste vârfuri ulterior. Bun, deci asta este cu bluzița, mai sunt mici aici, da? Să mă lămuresc eu cu franjurii ăștia. Acum o să vă arăt ce am făcut la cea albastră, pe care ați văzut-o cu toții și care a fost cea mai preferată dintre toate trei, ca să zic așa, cu toate că sunt la egalitate, este corsetul și asta, da? În videoclipul trecut v-am arătat că jos era gata, i-am făcut și fața și spatele. Ce s-a întâmplat de data trecută până acum, adică de ieri? Am lucrat mâineca, da? Același model pe care l-am făcut și jos, am la mâinecă, da? Am lucrat un rând, după cum vă spuneam, cu piciorușe simple, iar ulterior am făcut această plăsuță, da, din arcadă din trei ochiuri de lanț, prinse în fiecare al treilea ochișor de aici, picioruș de aici, da? Și am numărat, eu când am lucrat o mânecă, am numărat câte piciorușe am, aveam vreo 160 și la fel am făcut și aici să am tot 160. Vă recomand să numărați asta de la început ca să nu vă treziți că vă iese total diferit o mânecă față de cealaltă. Bun, acum cu volanul. Am început să lucrez volanul ăsta, încă nu e gata, că mai sunt încă câteva rânduri de lucrat. Pentru volan, cum am procedat? În primul rând, vedeți, am lucrat de jur împrejur, nu știu cum să... Uite aici, o să vă arăt așa, o să întorc. De jur împrejur, la guler, am făcut două rânduri cu piciorușe simple, la fel ca și aici, da? După aceea, volanul, am început, uitați, din spate, da? Și am prins primele arcade între cele două rânduri, da? Deci sunt între primul și al doilea rând prinse de piciorușele din primul rând, cum ar veni de ăsta, da? Și, ca și model, am folosit o schemă luată de pe net. E o schemă pentru guler. Eu o să dau mai aproape ca să vă puteți copia. E foarte, foarte simplă. Și o să vă și explic cum sunt aici rândurile, ochiurile, ce vreți voi. O să iau acum o croșetă, da? Aici tot așa, vedeți, aveți piciorușe. Primul rând, se fac 6 ochiuri de lanț și se prind în, uitați, 1, 2, 3, 4, în al 5-lea picioruș, da? Iarăși, 6 ochiuri de lanț în al 5-lea. Acum, ca să-mi iasă mie gulerul mai volănat, ca să zic așa, volanele mai dese, eu aici le-am prins mai des, 1, 2, 3, 4, nu. Deci, am lăsat între arcade, 1, 2, 3 și în al 4-lea am prins, da? Deci am 1,
în primul l-am prins, după aia 1, 2, 3 și în a patrulea picioruș am prins următoarea arcade, da? În poza asta ele sunt mai rare. Se lasă 1, 2, 3, a, nu, tot la fel. Nu, tot la fel, nu, vorbesc prostii, tot la fel, da? Se lasă 1, 2, 3 și în al patrulea prindeți. Nu, am procedat la, am făcut la fel. Pur și simplu eu am desfăcut odată volanul ăsta și mai am mici scăpări. L-am desfăcut odată că nu-mi plăcea cum m-a ieșit. Da, și după aceea am respectat schema în tocmai. Următorul rând este foarte simplu. Vedeți, din mijloc se scot aici patru perechi de piciorușe simple cu câte două ochiuri între ele, da? Următorul nu mai are niciun ochi de lanț între ele, se prinde, da, următorul fragment. Uite, o să vă arăt în direct așa că e mai explicit, da? Uitați-le, astea sunt. Sunt câte patru perechi de piciorușe despărțite de câte două ochiuri de lanț. Următoarele piciorușe se prind în mijloc, fix între cele, patru, da? Fix în mijloc și tot așa. Asta este schema. Eu zic că dacă o copiați, foarte simplu de făcut. Și se fac așa două rânduri, da? Ulterior, în rândul 3, ce se întâmplă? Vedeți că aici aproape de se începe să se formeze această garofiță și în momentul în care se lucrează, uite, astea două piciorușe, adică ultimele de aici, se lucrează duble, nu simple cum sunt astea de aici, da? Adică sunt mai lungi. Iar aici se fac deja piciorușe duble, adică cu două jeteuri, ca să ne înțelegem, da? Aici sunt cu un jeteu, aici sunt cu două, da? Ca să fie mai lungi. Mai departe, următorul rând, se fac aici nouă piciorușe, iarăși duble, dar cu câte un ochi între ele. Practic aici se fac niște înmulțiri deja, da? Ca să iasă gulerul așa. Iar după aceea avem câte două din fiecare aici spațiu, câte două piciorușe duble. Aici se micșorează numărul de perechi, din 4 devin 2, da? Și amândouă sunt deja lungi, da? Adică sunt la fel ca astea de desubt. Iar mai departe, eu până aici am ajuns, mai departe deja vedeți cum arată schema, da? Din ce văd eu, sunt piciorușe simple cu câte 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț între ele ca să se formeze aceste petale și tot așa mai departe, da? Dar eu am ținut destul, cred că, această schemă în cadru ca să vă puteți copia. Este un guler foarte, foarte simplu. Acum, o particularitate pe care vreau să o menționez și de care vreau să vă spun neapărat, în cazul răscruielor în V, eu o să întorc bluza așa ca să fie mai explicită treaba, da? În cazul răscruielor în V, aici, în V, da? Stați, până ajung acolo. Vedeți că eu când am făcut arcadele, de exemplu, mie aici la sfârșit, nu mi s-au format, unde, uite aici la mine sfârșitul. N-am mai avut, ele de obicei sunt două, da? Vedeți, sunt două șiruri din astea cu piciorușe din astea perechi și unul cu partea cu garofița, da? Ei, la sfârșit aici nu mi s-au pupat, vedeți că am la spate doar un șir din ăsta și două garofițe. Dar fiind la spate, eu de aceea am și început volanul să lucrați de la spate întotdeauna, da? Mergeți din spate înspre față. Și în general, când lucrați orice margine, la orice bluză, da? Începeți din spate și vă duceți în față. Pentru că aici în spate, chiar dacă voi faceți mici mișculații, nu le vede nimeni. Și aici eu zic că nu are nimeni nicio treabă, nu o să observe că nu sunt, uitați că aici nu sunt două rânduri de perechi din astea de piciorușe. Bun, acum revenind la volan. În partea de jos, când aveți lucruri în V, da? Aici, la garofița asta pe care o am eu aici, în rândul ăsta, în loc să fac 9 piciorușe, ce am făcut aici între, da, între în mijlocul, cum ar veni rândului de desubt, eu în loc să fac un picioruș am făcut vreo 5, da? Ca să-i dau, cum să zic, lărgime, da? Să mi se așeze V-ul frumos. Asta trebuie să adaptați voi fiecare schemă la ce lucrați, da? Aici este vorba de intuiție și puțină imaginație. Și puțină, nu doar imaginație, ci, cum să zic, trebuie să știți puțin de croi, da? De
ingineria vestimentară, ca să zic așa. Bun. Deci aici am făcut 5, da? După aia eu în rândul următor deja aveam, vedeți că frunza asta de aici, de la mine din vârf, este mult mai mare decât cele de pe lateral. Ca să se formeze vârful ăsta și eu probabil că în următorul rând iar o să fac undeva o șmecherie pe mijloc, văd cum e schema, da? Dacă îmi permite schema, iar o să mai înmulțesc cumva din mijloc ca să iasă V-ul ăsta frumos, da? Aici e, după cum v-am zis, cum vă spune intuiția și cum vă dictează modelul, dacă modelul vă permite, dar în general orice model permite mici modificări și mici ajustări, da? Astfel încât să iasă frumos, da? Eu mai am încă vreo 3-4 rânduri de lucrat conform schemei și o să văd dacă o să probez, dacă o să mă avantajeze lățimea asta de volan, o las așa conform schemei. Dacă nu văd eu, mai adaug eu 2-3 rânduri în plus aici, mă mai joc eu, văd. De multe ori schemele astea se pot lungi prin dublarea anumitor rânduri. Să zicem, rândul ăsta îl mai faceți odată, doar că undeva mai băgați, ca să-i dea puțină lărgime, mai băgați aici niște ochiuri de lanț, da? Undeva băgați câte unul, câte două. Cum vi se așează vouă lucru, da? În general, cam așa se lungesc schemele. Se dublează anumite rânduri, se lucrează de două ori. Eu pe ăsta, de exemplu, aș face de două ori, da? Doar că în rândul 2 și 3, să zicem, aș mai adăuga aici niște ochiuri de lanț ca să se lărgească puțin lucru. Și bineînțeles că o să țin cont de asta și în ultimul rând, da? Că aici trebuie să mai am niște ochiuri de lanț. Cam așa se lucrează modelele astea croșetate. V-am mai spus eu, mie nu prea îmi place să croșetez, dar le intuiesc foarte bine, lucrez pe, ca să zic așa, nu știu, pas cu pas, așa le iau cum se așează. Nu întotdeauna respect schemele, uite, asta a fost un caz fericit când am respectat schema în tocmai, da? Bun, dragii mei, eu este sâmbătă și am speranța că astăzi o să termin bluzițele. Dacă nu apare videoclip luni, mâine, adică duminică, cu siguranță o să apară videoclipul luni cu produsele finale, pentru că o să trebuiască să le și spăl și să le și usuc. Și dacă le termin seara asta destul de târziu, nu cred că mâine reușesc să le spăl și să le usuc, da? De aceea presupun că videoclipul o să apară luni, da? Ultima parte în care o să vă arăt deja rezultatele finale și bluzițele, cum sunt ele în varianta lor finală, da? Bun, mă bucur foarte mult că ați vizionat acest videoclip. Să nu uitați de like-uri, contează foarte mult. Lăsați și reclamele să meargă, contează foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc, vă doresc un weekend minunat și nu uitați că este păcat să rosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pe curând, pa, pa!